Obișnuiți așa să școliți actorii la început de drum, să le dați sfaturi? Chiar în film, uneori mă roagă colegii mei tineri să-mi spun părerea despre replica lor. Ei sunt atât de drăguți și atât de deschiși și atât de curat sufletește, încât tot sprijinul meu. Cum reușiți să înglobați atâta informație și să fiți atât de natural, ca și cum am stat de vorbă? Dar până... Mă refer și la teatru. Da. Dacă m-ați vedea interpretând o scenă sau citind-o, a zice, ăsta nu e bebe, mă, celălalt. Atât de grea, atât de greu este să intri în topica personajului, în agramatisme, în felul lui de a vorbi, a învăța textul care este al naibii de frumos, dar al naibii de greu. Am mai spus eu, i-am dat lui Bendeac o replică mai mare, așa, de vreo 12 rânduri. Se uită cu întorsături de cuvinte, cu așa. Se uită, ca să o zic aici, îmi trebuie o săptămână. Da, așa îmi trebuie și mie. Norocul meu că eu, de exemplu, învăț ce am... Eu știu ce am peste două... Timp de două săptămâni de acum încolo. Eu am, dacă am 5 zile, eu le știu. Pentru că dacă nu se așează replica să pară normală, e un parcurs greoi până atunci. Deci ăsta e secretul timpului? Da, da, da. Eu e atât de bine scris încât eu când citesc, eu nu citesc, prima oară nu citesc decât cu pix lângă mine. Și îmi notez. Mă trimite scritura uneori, la gesturi, la fel de a fi, de a privi, de a zâmbi, de a fi dur. Și notez. Aici privesc lent. Multe sunt gândite, nu e așa că hai la filmare. No, dacă nu vii cu lecția pregătită de acasă și în discuțiile cu regizorii, care sunt foarte bune înainte de filmare, n-ar ieși ce a ieșit. Și atunci, normal că trebuie să stau... Cred că am prins rolul, personajul, cred că l-am prins. Și atunci ești așezat pe el și știi un personaj cum îl ataci din scritură. Scritura te trimite acolo. Cum îl privești? Cum îl asculți? Adică poți domina numai ascultând. Ca să înțeleagă telespectatorul anumite nuanțe, trebuie să le joci. Și asta e și bucuria. Și de obicei, repet, fiind atât de bine scris, ea mă trimite scritura către reacții ale mele. Se conturează personajul. Plus că eu, jucând roluri negative pe teatru și chiar și pe film, am căutat, m-am gândit cum am interpretat atunci. Că am spus eu, o colega mea mi-a spus după ce m-a văzut într-o piesă, Poker, tu ai așa ieși în viață? Adică așa, atât de rău, atât de dur, atât de odios ești. Păi, nu suntem colegi de atâta timp, cum sunt? Ești băia bun. Mulțumesc mult de tot. Tot așa am intrat într-un magazin și am stat vreo 10 minute de vorbă cu vânzătorul. Și tu nu stăm de 10 minute, ești băia bun, cum de ești așa de rău pe film? Deci v-ați atins rolul. Mulțumesc. Cu drag.